Astăzi a sunat din nou alarma. Sirenele s-au putut auzi în toate localitățile Oltului ce dețin sirene electronice, pompierii pregătindu-ne astfel pentru dezastre. Începând cu ora 10, la nivel național, s-a desfășurat exercițiul Miercurea Alarmelor, în toate județele țării fiind acționate echipamentele din cadrul sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de protecție civilă. În ultimii 2 ani și jumătate, persoanele care adoptă copii mai mari de 2 ani pot beneficia de concediu de un an și indemnizație de acomodare lunară în cuantum de 1700 de lei. Anul trecut, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Olt a plătit 17 indemnizații de acomodare, însumând 154.687 de lei pentru beneficiari din Slatina, Balș, Bârza, Caracal, Vulturești și Grădinari. Muzeul Județean Olt invită pe toți iubitorii de artă și frumos să participe la vernisajul expoziției de pictură instantanee a artistului plastic George Voica. Acțiunea va avea loc mâine, 7 martie, orele 17, la Galeria Artis. Pictorul este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Craiova. Sâmbătă 9 martie, la nivelul județului Olt, va fi organizată proba scrisă din cadrul etapei județene a Olimpiadei de limba engleză pentru clasele 7-12. Aceasta se va susține la Liceul Teoretic Nicolae Tetulescu Slatina. Proba orală va fi susținută în data de 23 martie. Proba orală se susține numai la etapele județeană și națională de către elevii claselor 9-12 și numai la etapa națională de către elevii claselor a 7-a și a 8-a. Persoanele fizice care au obligații fiscale restante nu vor mai apărea pe listele publicate de ANAF. Pe lista rușinii vor apărea doar persoanele juridice care la finele unui trimestru înregistrează obligații fiscale restante mai mari de 500.000 de lei în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil, 250.000 de lei în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu și 100.000 de lei în cazul celorlalte categorii de debitori persoane juridice.